dimineața, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, domnule președinte de ședință, declarația mea de astăzi este intitulată Necesitatea unei strategii de combatere a terorismului. Dragi colegi, cu toții ne aducem aminte despre momentele și șocul pe care l-am trăit în momentul în care, în 11 septembrie 2001, a avut acel atentat sângeros. Imediat s-a format o coaliție internațională împotriva terorismului și mai ales împotriva factorilor care au determinat apariția acestui fenomen. Războiul împotriva terorismului a început atunci, însă el trebuie continuat și acum și în viitor. Fiecare stat democratic are datoria de a susține această luptă, al cărei exemplu perfect este barbarismul, pe care îl vedem cu toții în momentele acestor zile în zona Israel, Fâșia, Gaza. Fiecare știre difuzată lasă un impact puternic asupra privitorilor. Trăim momente grele în care sute de familii se întreabă dacă rudele lor trăiesc și cu teamă așteaptă fiecare clipă cu o speranță a un anunț pozitiv. Acțiunile teroriste dăunează tuturor, fiecărei populații, fiecărei națiuni, fiecărei om care își dorește o conduită și o viață liniștită. De la începutul secolului și până în prezent, organizațiile teroriste au evoluat concomitent cu societatea și s-au adaptat prin mijloace de infiltrare, prin persoasiune și prin mai ales recrutarea și adaptarea la contextul actual. Mediul online le ușurează munca și a adăugat un strat important eforturilor pentru cauza lor, devenind o masă și o zonă în care manipularea poate fi utilizată foarte ușor. De aceea terorismul a ajuns la o amenințare la adresa securității globale și de aceea necesită implicit un răspuns global. În acest punct putem admite că un lucru nu s-a schimbat de la începutul secolului și până acum. Discuțiile și inițiativele de pace sunt cheia pentru a neutraliza un conflict. Aceste demersuri trebuie făcute în regim de urgență și acum, astfel încât factorul și tot ce se întâmplă în momentul de față în Orientul Mijlociu să înceteze. În această situație, România susține și trebuie să susțină în continuare eforturile internaționale prin care ne dorim o rezoluție pentru a ne întoarce la pace. De aceea, demersul de provocare a unei ratificări prin care tot ce înseamnă combaterea terorismului trebuie susținute. Trebuie identificate orice acte de susținere prin care aceste organizații teroriste trebuie scoase în afara legii și mai ales prin care trebuie încetat orice formă de barbarism împotriva populației și împotriva civilului. Sperăm că în curând vor fi martori unei rezoluții în care acest conflict să fie încetat definitiv. Vă mulțumesc. Va vorbi deputat PNL Neamț,